În trimestrul 2 din 2021, inflația ajunsese la o cifră record de 3,9% pentru indicii prețurilor de consum. Obiectivul Băncii Naționale a fost să reducă această cifră la 2,5% până la finalul anului. Însă, în trimestrul 4 din 2021, am avut o inflație de 8,2%. Proiecțiile conservatoare ale Băncii Naționale pentru 2022 sunt că vom atinge o inflație de 11%. Însă, realitatea, problemele create de pandemie, blocajul resurselor și instabilitatea creată de război probabil că vor duce această cifră mai sus față de prognoze. Conducerea afacerilor în perioade inflaționiste este foarte diferită față de normalitate. Tratarea cu superficialitate a evenimentelor economice prin care trecem în prezent va duce pentru foarte multe companii la faliment sau la pierderea avantajului competitiv pe termen lung. Inflația crescută nu este altceva decât o creștere accelerată a prețurilor sau scăderea valorii banilor, sau în cuvinte mai simple, plătim mai mulți bani pentru acelea servicii și produse. Sunt trei modele economice care încearcă să explice inflația. Excesul de cerere sau inflația cererii, problemele apărute din cauza ofertei sau inflația costurilor și neregulile sociale care duc la inflație sau inflația structurală. De cel mai multe ori poți explica inflația dintr-o anumită zonă sau țară printr-unul dintre aceste modele economice. Ori este exces de cerere, ori costurile de producție cresc din motive legislative, regulatorii sau pur și simplu din penurie, ori prin problemele sociale care se întâlnesc cel mai des în țările cu corupție mare sau în cele în care foarte puțini oameni dețin majoritatea banilor și cei mai mulți dețin resturile. Dar după cum vom vedea în acest material video, putem să explicăm situația prezentă prin toate cele trei modele. Însă, scopul meu aici nu este să te bag în depresie și să crezi vânzările la Zolov și Xanax. Scopul meu aici este să clarific pentru antreprenori, director general și director financiari cauzele creșterii accelerate a inflației, apoi efectele trecerii printr-o economie inflaționistă, iar apoi care sunt măsurile și deciziile necesare pentru a ieși învingători din toată povestea asta. Poate nu pare, însă pentru antreprenorii pregătiți, această perioadă poate să fie cea mai mare oportunitate din viață. Însă înainte de toate, hai să înțelegem pe scurt cum naiba am ajuns aici. Iar pentru asta trebuie să înțelegem nivelul de interconectare la care a ajuns lumea în prezent. Este un eseu foarte interesant care se numește iPencil, sau în românește eu creionul și descrie prin cât de multe țări și cât de multe fabrici din întreaga lume se trece pentru a avea un simplu creion. De unde vine guma din capătul creionului? De unde vine partea de metal care ține acea gumă? De unde vine lemnul? Cine procesează lemnul? De unde vine mina? Cine face producția finală? Cine livrează? Cine face distribuția națională? cine vinde la consumatorul final. Toate aceste lucruri doar pentru a avea un creion pe care îl pierdem după a doua folosire. Acum, dacă un obiect atât de simplu are un lanț atât de complex, gândește-te ce se întâmplă atunci când produsul nu mai este un creion și este o mașină. Zeci de țări, sute de fabrici, toate interconectate pentru a putea să livreze o mașină funcțională. E bine, în momentul în care pandemia a lovit, iar țările au luat măsuri de carantinare, foarte multe fabrici din întreaga lume au ales să-și închidă activitatea. S-a văzut ca o soluție bună pentru moment pentru a minimiza pierderile. Însă, ceea ce nu s-a luat în considerare este faptul că redeschiderea acestor fabrici și reconectarea tuturor lanțurilor de aprovizionare în momentul în care restricțiile se ridică nu va fi nici pe departe la fel de simplu ca închiderea lor. Ceea ce s-a întâmplat era de așteptat. Oamenii nu au mai cheltuit în timpul pandemiei, deși au primit ajutoare de la stat și foarte multe companii mari. Au ales să continue să-și plătească angajații, acest lucru a dus la o creștere accelerată a economiilor. În momentul în care vaccinurile au venit, restricțiile au început să se ridice, iar populația a început să vadă un viitor bun, apetitul pentru cumpărături și cheltuit bani a crescut brusc. Ceea ce a însemnat o creștere rapidă a cererii, însă o creștere pentru care producătorii și lanțurile de aprovizionare nu erau pregătiți. În procesul lor de repornire și reconectare la lanțurile mondiale, a fost normal să apară întârzieri. Problema este că au apărut întârzieri în toate punctele de pe lanț. Iar atunci când pe un lanț de aprovizionare ai zeci sau chiar sute de puncte și în fiecare apar întârzieri de câteva ore, zile sau luni, produsul final ajunge să fie întârziat luni de zile sau chiar ani. Aceste întârzieri fac procesul de repornire la capacitatea necesară și mai grea. Pentru că este foarte greu să repornesc o fabrică când trebuie să recrutez din nou toți oamenii pe care i-am trimis acasă pentru că mulți și-au găsit deja alt job și mai ales că nu am siguranța de materie primă de la celelalte fabrici pentru a putea produce ceea ce eu am nevoie. Iar ceea ce se întâmplă inevitabil este că produsele second hand ajung să fie mai scumpe decât cele noi iar motivul este simplu nu pot să cumpăr produse noi pentru că vin foarte greu așa că mă duc în piața de second hand atunci când este cerere foarte mare în orice piață cerere mai mare decât oferta atunci prețurile cresc. Însă prețurile cresc într-o manieră inflaționistă, nu într-una sănătoasă. Valoarea reală a acelor produse second-hand nu a crescut. Doar prețul a crescut datorită cererii mari și penuriei de produse disponibile. Cerere crescută, ofertă scăzută, duce ca prețurile să crească necontrolat, ceea ce creează inflație. Sau mai simplu, aduți aminte de bula imobiliară din 2007. Însă, dacă asta ar fi toată povestea, discuția noastră ar fi mult mai simplă. Ceea ce s-a mai întâmplat pe parcursul pandemiei a fost că guvernele au decis să se împrumute agresiv pentru a susține populația pe parcursul șomajelor și închiderilor cauzate de criza sanitară. De fapt, între 2020 și 2021 s-au printat mai mulți bani față de orice perioadă din istoria omenirii. Însă, acești bani, împrumutați de la zei imprimantelor, se adaugă la datoriile de stat. Iar apoi, cumulat cu închiderea multor afaceri mici de pe întreg mapamondul, creează problema noastră din prezent și anume inflația. Da, este adevărat că modalitatea de a crea monedă nouă este prin îndatorare. Mai precis, de fiecare dată când te dusă dus împrumus de la bancă o sumă de bani pentru a-ți construi o casă, se creează monedă nouă. Însă acea monedă are referință externă și anume casa construită. Dar ceea ce s-a întâmplat în pandemie, am creat bani, dar nu am creat și valoare în realitate, pentru că i-am folosit să supraviețuim, nu să creștem sau să construim. Și nu în ultimul rând, ajunge la problemele create de domnul Putin și reacția statelor unite și a uniunii europene la această problemă. Pentru a nu se implica militar în conflictul din Ucraina și să punească al treilea război mondial, măsurile luate au fost sub formă de sancțiuni economice și sociale de o severitate nemai văzută până în prezent. Acele sancțiuni au destabilizat și mai mult lanțurile de aprovizionare, având în vedere că Rusia și Ucraina erau furnizori principali pentru foarte multe resurse fundamentale. Acest război a accentuat și mai tare penuria de resurse într-o perioadă în care lanțurile de aprovizionare erau parțial blocate, iar cererea era la un nivel foarte ridicat. Asta din nou a făcut ca prețurile să crească fără a crește valoarea adăugată. Și mai mult, pentru că inflația creează de cel mai multe ori și mai multă inflație, guvernele acum se văd nevoite să se îndatoreze și mai tare până în momentul în care putem să restabilim alte lanțuri de aprovizionare pentru resursele de bază. Acești bani, din nou împrumutați de la zeii imprimantelor, se adaugă la datoria de stat, ceea ce, natural, crește și mai mult inflația. Reacția economică clasică a țărilor pentru a scădea inflația este să crească costul de îndatorare, să crească dobânzile. Ideea este că, dacă cererea este foarte mare, înseamnă că oamenii sunt mult prea dispuși să se împrumute și să cumpere mai multe lucruri. Asta duce la acea discrepanță mare între cerere și ofertă. Odată cu creșterea dobânzilor, oamenii sunt descurajați să cheltuie și sunt încurajați să economisească. Creșterea economiilor duce la o majorare a valorii banilor, ceea ce natural duce la o scădere a inflației. Să nu uităm că inflația scade valoarea banilor, iar atunci când valoarea banilor crește, atunci normal inflația scade. Însă, de data asta nu mai este atât de simplu. Această tehnică economică va rezolva doar problema cererii, însă oferta scăzută va rămâne acolo datorită blocajelor create de pandemie în lanțurile de aprovizionare și a lipsei de resurse esențiale sau scumpirea acestora provocată de războiul de la graniță. Ceea ce se întâmplă acum în economia noastră și în cea mondială nu este ceva ce va trece în 2-3 luni. Avem nevoie să ne pregătim pentru 2-3 ani de inflație crescută, iar această perioadă va fi probabil cea mai grea provocare prin care va trece în viața lui profesională un antreprenor, CEO sau top manager. Însă vestea bună este că afacerile care știu să se managerieze corect în această perioadă vor putea să explodeze cu adevărat în era post-inflație, pandemie și război. Această perioadă ar trebui văzută ca o perioadă de pregătire pentru creștere accelerată, ca o investiție pe care nu o faci să scoți banii mâine sau la finalul anului, ci acea investiție puternică pe care o faci să scoți o avere peste 2-3 ani. Iar în acest material vreau să ofer cele mai importante 8 decizii pe care le are de luat un antreprenor, CEO sau director financiar pentru a supraviețui mediului inflaționist, iar apoi pentru a capitaliza puternic în perioada de după. Prima decizie, ajustarea indicatorilor la inflație. Foarte multe companii se lasă păcălite de creșteri inflaționiste văd o creștere în vânzări sau un cash de 50% și consideră că afacerea lor este stabilă, este în creștere. Problema este că dacă ajustezi acele creșteri la inflație, poți să observi de fapt că ești în scădere. Iar dacă menții acea creștere fake, poți ajunge la un dezastru financiar. Avem nevoie să urmărim cifrele reale, valoarea reală a vânzărilor, profitului, margei și cash-ului ajustată bilunar sau lunar la inflație. Mare grijă în lucru cu cifrele absolute. Rata inflației fluctuează diferit în funcție de industrie și sectoare. Calcule generale făcute pe o singură cifră pot duce la decizii destructive. Granularizarea acestor informații este esențială pentru decizii corecte. A doua decizie. Schimbarea obiectivelor companiei. Dacă într-un mediu normal, obiectivele principale ale companiei se rezumă la creșterea cifrei de afaceri și a cotei de piață, într-un mediu inflaționist, focusul are nevoie să se schimbe. Cei mai importanți KPI pentru această perioadă devin cash-ul, profitul operațional, capitalul de lucru și satisfacția clienților. Companiile care își mențin focusul pe creșterea cifrei de afaceri au șanse mari să nu supraviețuiască următorii ani. O creștere a vânzărilor pe produse care pun presiune pe cash flow Crește exponențial probabilitatea unui faliment. Această schimbare de priorități trebuie să fie comunicată în mod consecvent tuturor oamenilor din top management și mai jos pe scara ierarhică. O ședință lungă nu va face nicio diferență. Comunicarea constantă și corectă va fi esențială în această perioadă. Nu ajunge să spui odată planul, strategia și obiectivele, ai nevoie să le spui consecvent. Zilnic, în întâlnirile zilnice, săptămânal, către toți angajații. Așa că, implementarea unui sistem de management, cum este sistemul TBF, devine crucială pentru implementarea strategiei obiectivele măsurate clar prin rezultate cheie, întâlniri zilnice pentru stabilirea priorităților și verificarea indicatorilor importanți, evaluări bilunare de progres pe obiectivele stabilite. Toate aceste unelte sunt menite să țină oamenii focalizați pe plan și pe noile obiective. Fără ele, inevitabil oamenii vor deraia în vârtejul din operațional și avem șansă să ne trezim în 6-12 luni într-o groapă din care nu știm cum să ieșim. Decizia numărul 3. Creșterea prețurilor. Într-o perioadă de inflație puternică, să amâni creșterea prețurilor poate să însemne moartea afacerii. Directorii de vânzări și vânzătorii în general au o aversiune puternică asupra creșterii prețurilor. Ai nevoie să le explici foarte bine strategia companiei și de ce este necesar să facem anumite mișcări. Iar dacă tot nu vor fi în barcă, ai nevoie să iei decizii radicale, pentru că de data asta nu ai timpul necesar să aștepți până când vor înțelege. Schimbarea grilei de bonusare este o necesitate care nu poate fi amânată. Grila de bonusare are nevoie să fie ajustată la inflație și are nevoie să reflecte noile obiective de cash și de marja. Nu mai bonusăm vânzătorii doar pentru cifra de vânzări creată, îi bonusăm pentru acele vânzări care ne aduc cash imediat și marjă mare. În B2C, amânarea creșterii prețurilor este o tactică pe care o văd foarte des. Încearcă să absorbe inflația prin scăderea profitului cu ideea că își pot crește cota de piață luând clienți de la concurenții care au crescut prețurile. Însă, chiar dacă ai cash necesar să susții o astfel de strategie pentru un an de zile, vei avea foarte multe de pierdut. Vei ajunge inevitabil într-o situație în care nu ți vei mai permite. Iar atunci când vei încerca să crești prețurile, competitorii tăi, care au făcut-o deja, au experiența necesară să te bată în noua piață. Și mai mult, tu deja nu mai ai cash să te bați cu ei. Nu-ți fie frică să crești prețurile pentru că alternativa este mult mai neagră. Competitorii care nu cresc prețurile, nu elimină produsele neprofitabile și nu evaluează corect clienții pe care iau, au, pot să aibă o perioadă de creștere a cotei de piață, însă, acest câștig va fi pe termen scurt și de cel mai multe ori va însemna dezastru pe termen lung. Nu intra în acel joc. În această perioadă, deciziile de pricing au nevoie să fie luate din mâna vânzătorilor. Psihologia dominantă în vânzări în timpuri bune este să vindem la cât mai mulți clienți posibil, să închidem fiecare vânzare posibilă, însă o astfel de mentalitate în timpuri incerte poate să însemne falimentul. Creează scenarii de creștere de inflație și vezi de la început unde ar trebui să te poziționezi cu prețurile consecvent pentru a rămâne profitabil și a avea un cash flow sănătos. Nu aștepta să vină acele scenarii pentru că abia atunci să iei deciziile. Decizia numărul 4. Eliminarea clienților neprofitabili sau care pun presiune pe cash. Chiar dacă ești în B2B sau B2C, ai nevoie să-ți schimbi atitudinea asupra clienților. Da, clientul rămâne rege, însă nu toți clienții sunt la fel de importanți. Ai nevoie să identifici clienții sau segmentele de clienți pe care nu îți permiți să-i pierzi. Adică cei care aduc cash repede și cumpără la o marjă sănătoasă, ai nevoie să te focalizezi pe ei și să inovezi pentru ei. În B2B ai nevoie să evaluezi și să verifici cu mult mai multă strictețe fiecare client. Să-i verifici financiarele prin termene.ro, să întrebi și să afli ce strategii de absorpție a inflației au implementat. Dacă observi că nu au strategiile necesare și doar merg cu piața Pune acel client la client cu risc și nu începe cu el proiecte și dealuri pe termen lung, pentru că, inevitabil, va ajunge în incapacitate și va rămâne cu datorii la tine, ceea ce îți va bloca ție cash flow-ul. Decizia numărul 5. Ajustarea portofoliului de produse. Să muți focusul pe liniile de business și produsele cu marjă mare și să elimini pe cele neprofitabile va fi strategia care te va menține în viață și care îți va permite să capitalizezi puternic după această fază. Să facem de toate pentru toți este modalitatea perfectă prin care să blochezi afacerea. Companiile care consideră că își vor putea permite în continuare să susțină liniile de business și produse neprofitabile prin cele care merg bine trăiesc într-o lume de fantezie. Asta era adevărat într-o lume normală, însă în ceea ce trăim acum este mai mult ca sigur înfășurarea cu delicatețe a unui ștreang de gât. Nu uita că scopul principal este supraviețuirea și pregătirea pentru o creștere accelerată după acest interval. Decizia numărul 6. Ajustarea produselor la noile nevoi din piață. Deși marketingul nu se schimbă în această perioadă, ceea ce se schimbă sunt nevoile clienților. Ai nevoie să afli care sunt acestea și să te mulezi pe ele, mai ales pe nevoile clienților importanți. Nu-ți fie teamă să elimini produse care au fost de succes în trecut, însă au devenit irelevante în prezent. Stai în contact cu cei mai importanți clienți, vezi cum li se schimbă nevoile și ajustează portofoliul de produse în concordanță. Prea multe companii mor pentru că pompează banii în marketarea de produse pentru care nu mai este o nevoie curentă. Nu face acest lucru. Afacerea ta nu este definită printr-un produs sau serviciu. Este definită prin faptul că ajuți anumite segmente de clienți să facă anumite lucruri mai repede, mai bine sau mai ieftin. Să schimbi catalogul de produse va fi o nevoie primordială pentru reușita în aceste timpuri. Însă, ai grijă la calitate. Este mult mai sănătos să renunți la produsele mai puțin profitabile și să te focalizezi să livrezi aceeași calitate la produsele care se vând bine și au marjă bună, decât să începi să scărtii la calitate păstrând tot catalogul de produse. Decizia numărul 7. Concederea oamenilor neproductivi. Acum este momentul în care să te uiți la fiecare top manager, manager și angajat cu o lupă obiectivă și corectă. Lasă toate emoțiile deoparte și relațiile personale pe care le ai cu fiecare și verifică direct performanța. În timpuri instabile, ultimul lucru pe care îl vrei este să-ți plece oamenii performanți și să rămâi cu cei mediocri. Ai nevoie să renunți acum, repede, la toți cei mediocri pentru a te asigura că poți să-i susții pe cei remarcabili. Dacă până acum puteai amâna deciziile de concediere 3, 6, 12 luni, Acum această amânare poate însemna dezastru. În această perioadă, media va bubui cu știri despre inflație și creșterea dobânzilor. Oamenii se vor panica și vor fi conduși de frică pe tot acest parcurs. Este inevitabil, însă, o decizie de a elimina oamenii neproductivi pentru a putea păstra pe cei remarcabili va ține liniștiți acei oameni. Nu șovoi, nu te gândi de șapte ori, nu mai evalua potențialul, evaluează valoarea reală pe care o aduc oamenii. Decizia numărul 8. Lucrează îndeaproape cu un director financiar competent sau un consultant financiar competent. Cum știi dacă ai directorul financiar potrivit pentru o astfel de perioadă sau consultantul financiar potrivit? Cerei să prezinte scenarii de operare pe diferite nivele de inflație? Cum schimbăm procesul de business de la achiziția de client până la reținerea lui pe termen lung în fiecare scenariu? Ce recomandă ca afacerea să facă în acele scenarii? Cashul este rege într-un mediu inflaționist, iar directorul financiar este gardianul cashului. Este crucial ca acesta să fie pregătit atât mental cât și profesional să știe să managerieze astfel de crize. Dacă nu știe, devine imperativ să învețe sau să-și aducă un consultant cu experiență. Are nevoie de uneltele necesare pentru a putea urmări cu acuratețe și în timp real intrările și ieșirile de cash pentru a putea lua decizii rapide. Dacă digitalizarea la tine în companie nu este încă la acest nivel, să construiți o versiune rapidă, DIY, cu Excel-uri și un soft de BI devine critic. Tot rolul directorului financiar este să facă educație celorlalți directori, manageri și angajați cu privire la inflație. Ce înseamnă și cum pot proteja business-ul, dar în același timp să-și protejeze locul de muncă și banilor personali. Crearea de scenarii de creștere și menținerea inflației pentru următorii 1-2 ani este extrem de importantă. Ultimul lucru pe care îl vrei este să fii surprins cum este surprins Bucureștiul de fiecare dată când ninge afară. Iar dacă afacerea are o parte importantă de logistică, ai nevoie să planifici pentru ce este mai rău. Nu mai fă planuri optimiste pentru că te vei duce în cap cu ele. Presupune că prețul energiei și a carburanților vor continua să crească. Cum se modifică afacerea dacă prețul se va dubla? Cum continuăm să facem profit în astfel de situații? Știu că este greu să stai în astfel de scenarii sumbre, însă mereu există soluții și dacă stai în ele destul timp cu mentalitatea de a căuta soluțiile necesare, acestea vor fi pirostriile pentru o creștere exponențială în perioada post-inflație. Pe scurt, ai nevoie să ajustezi indicatorii constant la inflație pentru a funcționa pe cifre reale, nu inflaționiste. Ai nevoie să schimbi prioritățile afacerii de pe obiective de creștere a cifrei de afaceri și a cotei de piață către obiective de cash flow și marjă. Ai nevoie să nu amâni creșterea prețurilor, să elimini clienții, produsele și liniile de business neprofitabile. Ai nevoie să concediezi rapid oamenii care nu performează pentru a putea să menții oamenii remarcabili. Ai nevoie să ajustezi portofoliul de produse la noile nevoi din piață și să te asiguri că faci toate acestea consiliat de un expert financiar competent pentru aceste timpuri. Scopul meu nu a fost să bag pe nimeni în depresie, pentru că ceea ce se întâmplă acum este o foarte mare oportunitate. Însă, din nou, nu este genul de oportunitate imediată cu câștiguri imediate. Este genul de oportunitate la care lucrezi acum pentru a câștiga peste 2-3 ani. Însă, acel câștig va merita cu vârf și îndesat. Antreprenorii și directorii generali care înțeleg noile reguli ale jocului vor reuși să construiască imperii după această perioadă. Cei care nu înțeleg ce se întâmplă cu adevărat vor ajunge în blocaje financiare, care îi vor duce ori în faliment, ori la pierderea clienților importanți, a angajaților productivi și a avantajului competitiv. Este crucial ca în această perioadă managementul afacerii să funcționeze. Să se lucreze pe obiective măsurate constant, să se facă evaluări de performanță corecte pe responsabilități specifice și măsurabile. Oamenii să fie instruiți corect pentru vremurile actuale. Comunicarea top-down și bottom-up să se facă constant. Întâlnirile trimestriale pentru evaluarea ultimelor 90 de zile și planificarea următoarelor 3 luni au nevoie să fie realizate ca la carte. Lucruri pe indicatorii corecți și nu pe sentimente va însemna diferența între faliment și succes. Am creat EBF pentru a oferi antreprenorilor și top managerilor români informația și uneltele necesare să crească afaceri mari internaționale în timp ce se bucură de viață. Companiile care folosesc deja sistemul de management TBF și softurile TBF digital pentru a face un management corect, bazat pe obiective, indicatori, responsabilități și proceduri, vor avea un avantaj competitiv enorm în ceea ce urmează. Însă, la fel ca și celelalte companii, suntem nevoiți să ne ajustăm prețurile, obiectivele și echipele pentru ceea ce urmează. Începând cu 7 aprilie, prețurile pentru abonamentele la softurile TBF Digital, la cursul Sistemul de Management TBF și la programul accelerat de implementare condus de partenerul meu, Adrian Dragomir. Vor crește între 30 și 100%. Însă vestea bună este că între 30 martie și 6 aprilie vei avea parte de cea mai bună ofertă pe care am făcut-o vreodată pentru produsele și serviciile TBF, cu prețuri chiar mai mici decât ceea ce avem în prezent. Iar în plus vei primi bonusuri în valoare de peste 10.000 de euro. De ce facem toate astea? În această săptămână, soțul TBF Digital, care a ajutat până în prezent sute de companii românești să se managerieze corect prin obiective, responsabilități și proceduri, împlinește 4 ani. Și ca să marcăm momentul, am ales să organizăm Zilele TBF, 10 zile în care oferim informație foarte valoroasă, total gratuit și facem cea mai bună ofertă pe care noi o putem face. Așa că, dacă ești înscris la newsletterul nostru, stai cu ochii pe e-mail pentru a nu pierde informația și oferta. Ai grijă să verifici și în spam pentru că sunt momente în care e mail noastre ajung acolo. Dacă încă nu ești înscris la newsletterul TBF, intra acum pe tbf.ro și înscrie-te gratuit la zilele TBF. Ne vedem curând cu și mai multă valoare, dar până atunci, rămâi nerezonabil.